Bun găsit, prieteni! Vă invit să facem împreună pregătirea de livrare pentru modelul Honda Rebel 500, model lansat de Honda în cursul anului trecut. Împreună cu colegul Cătălin de la serviciul dealerului Motor Team, vom face toate operațiunile necesare, tot ceea ce se face pentru motocicletă, pentru a fi livrată clientului. Pentru o lume în care toți marii producători se întrec în a lansa motociclete din ce în ce mai mari și din ce în ce mai puternice, Honda nu a uitat un segment foarte important de clientelă, posesorii de carnet A2. Și pentru asta a lansat acest model, Honda Rebel 500, preluând motorul de la modelele din gama de 500, în special de la CBR-ul de 500. Același motor de 471 de centimetri cubi, 4 timpi răcit cu lichid, 2 axe cu cam în cap, 2 supape pe cilindru, dar motor care a suferit o mare modificare. O schimbare a hărții injecției. Motiv pentru care puterea și cuplul la această motocicletă sunt livrate mult mai liniar și în special în plaja de turație joase și medie. Honda Rebel 500 este o motocicletă excepțională pentru începători. Cu înălțime la așa de doar 690 de mm, cu o gardă la sol interesantă de 135 de mm și cu o masă la plin de 190 de kg, reprezintă practic o invitație pentru personalizare, pentru că partea din spate a cadrului, sub cadrul, este din aluminiu și poate fi demontat în câteva minute pentru a înlocui perele originale cu eventuale accesorii. Prețul acestei motociclete în România este de 6.290 de euro cu TVA și este probabil cea mai vândută motocicletă din gama. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de locuri și mergeți cu plăcere!